the Transylvania Trophy in the amount of 10,000 euros goes to valoarea premiilor la primele ediții, Tudor? Cred că era un coș de flori de la domnul Funar, o statuetă tot de la domnul Funar, era primar, și cred că a mai fost... De fapt, nici nu cred că am avut premii. N-am avut bani de premii, de-abia am avut bani să facem festivalul. Deci nu cred că au fost premii cu bani. Au fost diplome și flori și multă iubire. In life is interesting no matter what, I think. Bau itself is very interesting, very likable. People love it. Meseria de actor o faci la fel de bine, fie că mă duc pe jos, fie că ești pe scena naționalului. În ceea ce privește Demi Moore, jos pălăria, știi, se spune vedete. Să-ți promit așa, dacă tot ai deschis subiectul. Când am mers la filmare la Buftea, știi, noi românii complexați că suntem minimalizați, am ajuns la Buftea la ora 7. Și eu, ceea ce mi se întâmplă, dar atunci am găsit așa. Un vedetist. Da, e posibil, mă luați la ora asta, cât de vreme și toată echipa vine peste două ore și așa puțin. Nervoasă m-am pus la machiaj. După câteva minute a venit de mine un halat albastru de baie, nemachiată, botescă, care m-a zis omul. S-a pus așa, nu în genunchi, dar așa, lângă mine, a pus mâna pe mine și a zis, mă rog frumos, când aveți timp să facem replicile? Demi Moore. Jos pălărie, o mare artistă. Îți dai seama că puteam să zic, să fiu rea, să zic, ai urea, actrițele astea de la Hollywood, nu, jos pălărie. Ați jucat și în filme internaționale, în Muraco, unde jucau Woody Harrelson și Demi Moore. După ce am făcut scena și au fost ei invitați, ea a venit la mine și mi-a spus, ai un mare defect. Și vine la mine și îmi zice, eu le oaica, după ce deci ne-am mai împrietenit, am văzut că când spune așa ceva, s-a sculat de leu din mine. Și era să zic, nu mă permiți, voi fi tu de la Hollywood, dar cum adică îmi spune mie că am un mare defect, eu care sunt perfecțiunea întruchipată, și a zice, știu care te dai născut în România. Vreau să mulțumesc pentru acest premiu publicului meu. Mi-ați atins inima. Mulțumesc!
N-ai ca în film. Într-o zi, diriginta, verificând carnetele, s-a prins de triș și a tras alarma în familia mea. Pedepsa a fost drastică, 2 săptămâni fără mers la cinema, dar și o înțelegere. Primeam permisiunea să semnez în locul taică-miu, dar numai pentru nota 10. Asta m-a stimulat. Un 10 echivala cu ceea ce ar însemna astăzi un premiu la un festival de film. Dar am să vă dau o veste tristă. Chiar și cu acest premiu în brațe, eu nu sunt un regizor de nota 10. Sunt un regizor de nota 5,86. Da, 5,86, aceasta este punctajul care mi s-a acordat conform unui algoritm savant construit de către juriul concursului de proiecte cinematografice derulat cam fiecare an de Centrul Național Cinematografiei din România. 5,86 este punctajul meu actual ca regizor și nu dintr-un maxim de 10, ci dintr-o maxim de 20. În urma acestui punctaj rușinos, finanțarea proiectului meu a fost respinsă. Această veste tragică mi-a parvenit acum 3 zile, când îmi călcam cămașa cu care urma să urc pe scena în această seară. Cărămițile acestor punctaje de regizor sunt reprezentate în principal de Festivalul Internațional, participări și premii. Este un sport la care nu sunt atât de bun ca alții. Multe din festivalurile mari de film sunt ca acele cluburi de noapte care selectează clientela pe baza unor dressing code-uri pe care trebuie să le știi și să le aplici. Eu n-am dorit să-mi rup blugii fix acolo unde vrea bodyguardul care face trierea la intrare. Drept care viața mea de noapte a devenit mai puțin spectaculoasă. Dar am fost și eu odată la Cannes. Atunci, cu filmul meu de debut, aproape 30 de ani. Atunci, în 1993, am urcat pe scenă să mă prezint cu o intervenție în limba franceză. Am spus așa: Mesdames, messieurs, je suis refugié de la Roumanie, victime de la Révolution. Ce nu, pas de travail, pas de fromage. S'il vous plaît, si vous avez une petite pièce de monnaie, de ticket restaurant, ou de prix qui n'ont pas été encore distribués. Mesdames, messieurs. Deci câteva monezi, tichete de restaurant sau premii ce n-au fost încă distribuite. În sală s-a râs mult și s-a aplaudat. Pe vremea aceea, la debutul meu la Cannes, mă simțeam ca 1.000.000 de franci. Acum mă simt sensibil sub această sumă, așa că n-am să mai insist cu cerșituri, pentru că risc să fiu luat în serios. Cu toate acestea, mă simt excelent primind premii de excelență. Mă simt mizerabil privind punctajul 5,86 ca regizor. Fac o medie între cele două stări. Mă simt mediocru. Țin totuși să mulțumesc celor care s-au aflat în spatele deciziei de a mă acorda acest premiu care mă flatează în noua mea mediocritate. Aș vrea doar să întreb, ce algoritm am folosit pentru a mă desemna pe mine câștigător în acest an? Vă mulțumesc! Aș vrea să-i invit alături de mine pe scenă, pe principalii vinovați pentru acest film. E vorba de autorii principali, Dan Dinu și Cosmin Dumitrache. În toată perioada asta nebună cu furtuni și cu nebunii, uite că astăzi natura ne-a lăsat să avem această proiecție aici minunată. Ați văzut pescărușii care treceau, niște lilieci care au zburat peste ecran și chiar mă gândeam, zic, uite ce n-am văzut eu pasărea aia în film, dar după aia mi-am dat seama că era live aici. Sincer, fără natura asta care ne înconjoară, filmul ăsta n-ar fi putut fi posibil, așa că este muza noastră, inspirația noastră, așa că merită respectul nostru. Mulțumesc frumos! Mulțumim! Este... M-am putut să filmeze pe stâng!
stânci. Stânci, așa sus. Păi te las pe Cosmin să spună că el a filmat secvența cu Avila. Da, secvența aceea cu Avila a fost o adevărată dramă, efectiv atunci, în momentul respectiv, împreună cu bunul prieten Lucian Macaveu, alături de care am fost și am asistat la acea secvență. A fost un șoc, așa, un sentiment, nu știu, la un moment dat parcă ai fi vrut să faci ceva și știai că nici nu poți și nici nu, că nu e bine să intervii. Pe cameră, m-am lăsat să filmeze și eu pur și simplu mă uitam pe cer în altă parte pentru că... Deci, cu siguranță, s-a întâmplat România sălbatică. Doamnelor, domnilor, Serghei Polunin, cel care a decis să rămână cu noi până la festivitatea de încheiere a festivalului. Thank you so much, Serghei, for being here with us. How was this festival experience for you in Cluj? Thank you so much for a warm welcome of people and people, I think, who make the place come alive. Of course, in Romania, it's such a beautiful architecture, incredible food, but people are the ones who, you know, send so much love towards you. And I'm very thankful to Romanian audience for amazing welcoming when I was performing, and for the team, festival team, who very relaxed but incredibly professional, and to Ross Freddy Ray for making it all happen, and to Tudor, who is an incredible person and the guy, and he's so relaxed and he makes you feel at home. Thank you. The Transylvania Trophy in the amount of 10,000 euros goes to the Whaler Boy by Filip Iureev. We have the winner here with us, filming, of course. Filip Iureev din Rusia. To be here, because last time I traveled, I think a year ago or something, and it is really something surprising to be here and to have a chance to visit this place and to see you all. It is so great. And I'm very, very happy. And my most happiest time in the life was when I discovered Chukotka and when I met those boys who performed the main parts. And I think that this is... Or something. Oh. Please. Okay, from very beginning. I think the previous time it was great. My speech was great. It was loud.
what can I add to it? That when I met those boys, it was some kind, I felt the magic of their sincereness, and they made a film. And my script, my idea, it changed because I felt in love in real boys who lived far away in a remote village, far north. And I think this is the prize that I want just to thank them. I think they're the most precious, the Chukotkan people, the real people that we shot, and all that. Thank you very much. And thank you very much that you watch these films, and because of this, the films are existing that you watch it. Thank you very much. Thank you, Philip. You can leave, because I think otherwise the sound will be off again. Thank you, Sergei Polunin. Știm că pentru voi la fel de important aici la TIFF este și să petrecem. Avem sunet, avem.